Claudia, spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat la acea petrecere a fraților tăi care a avut loc pe 20 iunie, în seara de 20 iunie? Ce să se întâmple, Horațiu? Nimic care merita un subiect de presă, dar am să-ți spun. Am fost invitată la această petrecere unde chiar ne-am simțit foarte bine, toată lumea liniștită. Din păcate, una dintre fete, care nu știu cum a ajuns acolo, a băut foarte mult. Ea a fost invitată să fie dusă acasă pentru că deranja pe toată lumea și la un moment dat, când ea și-a dat seama că va pleca acasă, s-a gândit să facă cir. Spune-mi, cum adică s-a gândit că va pleca acasă? Bănuiesc că cineva a poftit-o afară, nu? Da, nu a poftit-o. I-a zis, băi, lasă băutura, ar fi mai ok să pleci acasă pentru că toată lumea este deranjată de comportamentul tău. Uite, ai un șofer afară care te va duce la București. În prima fază ea a zis da și după vreo 10-15 minute s-a gândit că o doare cotul. Pentru că cu ceva timp în urmă se urcase pe ATV și a julit la cot. S-a răsturnat cu ATV-ul? Nu s-a răsturnat, a intrat într-un mic șanț, să zic așa, și cumva s-a lovit la cot. Nu știu, pentru că nu era nimeni lângă ea. Noi mergeam foarte departe unii de alții, tocmai ca să nu ne accidentăm. Era un drum destul de abrupt, pe munte. Era și voi pe ATV sau? Noi eram pe ATV, dar în spate. În spate, adică fiecare mergea în ritmul lui. Și ea acasă a chemat ambulanța. Cei de la ambulanță au văzut că este o julitură și au spus că nu au ce să facă unei julituri decât poate să-i pună un plasture. Dar ambulanța a venit, scuză-mă, pe acel drum accidentat sau la locul unde a avut lucru? Nu, deci treaba asta s-a întâmplat la multe ore după ATV. Ei era foarte ok când ne-am întors la vilă. Ea s-a supărat și a început să o doară mâna după ce a fost trimis acasă. Înjura sau vorbea? Nu, îi ruga pe toți să-i pună băutură, inclusiv bodyguardzilor. Deranja, pur și simplu, era exact un om foarte beat care deranja pe oamenii din jur. Poți să ne spui cum o cheamă pe această domnișoară? Nu am cum să fac chestia asta. Poliția, dacă poate să vă dea detaliile astea, pentru că am înțeles că va fi dată și în judecată. Poliția, nu știu cum să spun, i-a adus în eroare oamenii. A chemat poliția de două ori fără niciun motiv. Am înțeles. La un moment dat a văzut că nu funcționează nimic, a cerut bani. A cerut să-i se dea 20.000 de euro să plece acasă și să nu facă scandal. Cui a cerut suma de 20.000 de euro? Fraților tăi? Acolo, la tot, da, fraților trei, presupun. Iar în momentul în care nu a obținut ce a vrut, a plecat spunând că va face rău la toată lumea, se va duce la ziar, își va bate joc de toți, ceea ce s-a și întâmplat, cum a făcut și un articol despre mine, ea fără niciun motiv, adică nu înțeleg de unde până unde despre mine, că noi nici nu prea am interacționat foarte mult. Da, în acel articol se spune despre faptul că ai venit cu mașina decapotabilă, că ai stat mai mult până lângă Andrew Tate. Eu am venit cu mașina mea personală care este decapotabilă și normal că m-am decapotat, că oamenii care au mașină decapotabilă merg cu mașina decapotabilă. Nu înțeleg ce e atâta de neregulă în asta. Iar nu am stat pe lângă Andrew Tate, am stat pe lângă toată lumea, eram 25-30 de persoane. Andrew Tate era însoțit de o domnișoară. Eu nu am niciodată un compartament să mă dau în stambă și să impresionez bărbați, sub nicio formă. Ceea ce a spus această domnișoară în presă este total eronat. Nu există așa ceva. Oamenii care pe mine mă cunosc știu că eu nu am cum să am acest comportament. O să ne spui despre această petrecere, cum ai ajuns la această petrecere, cine te-a invitat? Am fost invitată de o prietenă care este și cunoștința fraților Tate. Deci pe undeva oficial. Nu mi s-a părut nimic deplasat să merg la munte. Oamenii au fost extrem de respectuoși, chiar neașteptat de respectuoși, având în vedere imaginea pe care ei și-au făcut-o în presă. Și poți să ne spui vis-a-vis de această domnișoară, la ce oră a plecat din mijlocul petrecerii? Cum a plecat? A fost dusă acasă de un șofer. Mi se părea că trăiesc, nu știu, o poveste din filme. Eu nu am crezut că există așa ceva. Să inventezi lucruri doar ca să obții niște bani ușor.